serios să vă ridicați, aș vrea să aleg niște cuvinte care mi se par mie mai deosebite și potrivite în același timp pentru adunarea noastră. Citesc câteva referințe din cartea profetului Neemia de la capitolul 8, secvențe, începând cu prima secvență din versetul 9. Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Versetul 17. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiului Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost o mare veselie. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până în cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile. Și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a 8-a, cum este poruncit. Amin. Amin. Haideți să plecăm capetele, închidem ochii și rostim o rugăciune. Toți împreună. Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să nu luați locurile înainte, nu luați locurile. Înainte ca să dați mâna, 1, 2, 3, 4, cel puțin cu 6, atâția avem care se botează astăzi. Vă rog să binecuvântați pe cei care stau lângă dumneavoastră. Fiți binecuvântat de Domnul. Dumnezeul păcii care prin sânge pregătit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Marele Păstor al Oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să împlinească în noi ce este plăcut în Iisus Hristos. Al Lui să fie gloria și slava în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului Abraham, Isaac și Iacov, care s-a revelat sub numele când a stat de vorbă cu Moise, ca Domnul. Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus Hristos, care atunci, în ziua învierii, când Maria s-a apropiat de el, a spus: nu a ținea Marie, că încă nu am zis la Domnul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Lăudați și slăviți să fie numele Lui. Este numele sub care se binecuvânta Israel odinioară. Și este numele care este așezat peste orice biserică în care guvernează și domnește Hristos Domnul. Fie numele Lui binecuvântat. Amin. În vecii vecilor. Aproape 2000 de ani în urmă, undeva pe malurile râului Iordan, a ieșit un pustnic. Pustnic însemnează un om fără carte. Însemnează un om fără educație, un om fără universități, fără prea multă școală. Dar un om trimis de Dumnezeu. Este predicatorul care a predicat botezul pocăinței. El spunea: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Și noradele ieșeau
la Ioan. Nu l-a chemat celălalt nume, nu știm cum. Dar nu l-a chemat cum citim în minte. La Michel, Ioan, a făcut cu atâta pasiune, cu atâta dăluire, cu atâta lepădare de sine, meseria lui, slujirea lui, slujba lui, încât în Biblie citim despre numele lui, că funcția, slujba care a făcut-o, i-a devenit, a câștigat ca nume pentru sine. Este vorba de Ioan? Nu știm cum l-a chemat. Știm ce a făcut. Ioan Botezătorul. Sfânta Scriptură spune că roadele lui Israel veneau la el. Își mărturiseau păcatele și Ioan îi boteza. Dar când a văzut că mulți cărturari și farisei au venit la el, Ioan s-a oprit. Nu știți că nu i-a fost frică. Cum este nou în ziua de astăzi. Nu i-a fost rușine. Nu i-a fost nici lui Pavel care a spus că el nu se rușinează de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului și este și a noastră această putere de mântuire care a ajuns până la noi. Ioan s-a oprit și în autoritatea care o avea a spus cuvintele. Asta nu era o nici îndrăzneală să le rostim. Păi nenăvărci, cine m-a învățat cu voi să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri frednice de pocăința voastră și să nu credeți în voi înșivă că puteți zice avem ca tată pe Abraham. Deci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să facă fii ai lui Abraham. Apoi spune Domnul Iisus Hristos, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Abraham. Iar fii împărăției vor fi scoși afară. Ziua de astăzi este o zi de bucurie. Ziua de astăzi este o zi de celebrare. Pentru că în ziua de astăzi, aici, în Biserica Montreal, din față, în banca asta, din față, stau 6 biruitori. Am să mă folosesc de cuvântul lui Dumnezeu să întăresc această afirmație și vreau să deschid la prima epistolă a lui Ioan. În capitolul 5, de unde citim un cuvânt, o referință biblică. Capitolul 5, unui Ioan. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Frați și surori, Iisus Hristos este Domnul! Slăviți să fie numele Lui! Oricine crede în El, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Aceste 6 persoane. De astăzi înainte vreau să cunoașteți, să cunoaștem că au acest statut pe care noi trebuie să iubim. Doamne ajută-ne! Și oricine este născut din El este iubit de noi. Dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea? Întrebare. Cine este cel ce a biruit lumea? Dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iată o diligență regală. Un demnitar se întoarce
de la Ierusalim, unde s-a dus, cum ați venit dumneavoastră la Montreal și noi. Cu ce plecăm de aici? Acest demnitar și-a luat un suvenir. Un suvenir însemnea să o aducere aminte. Un card, un Montreal, cu vestigiile de aici, cu frumusețile de aici. Un alt obiect. El și-a luat ca suvenir o carte biblică. Sfânta Scriptură în vremea aceea nu era cum o cunoaștem noi astăzi. Astăzi cunoaștem Sfânta Scriptură, 39 de cărți ale Vechiului Testament, 27 ale Noului Testament. Asta 27 nu erau scrise când el și-a ales ca suvenir din Ierusalim cartea prorocului Isaia. Și îndreptându-se, fără avioane supersonice, că nu erau atunci, îndreptându-se înapoi în alecatul de unde a venit la vremeasa de miază zi, la Candace, împărăteasa etiopienilor, și-a deschis celularul, nu-l avea, dar a deschis cartea prorocului Isaia și-a citit cuvântul. El a fost dus ca o oaie la tăcere. Vreau să vă spun cum a citit el cuvântul ăsta. Nu știu când au dat copiii dumneavoastră ultima dată de examen. Când se pregătesc copiii pentru examen, facem multă liniște în casă, le asigurăm condiții optime ca să treacă examen. Dacă au subiecte foarte grele, le spunem, citește cu voce tare lecția. Pentru că mintea este sensibilizată, înregistrează și vizual, dar și când auzi. Sunt aici frați pe care eu îi știu după nume. Sunt aici frați pe care îi cunosc după înfățișare. Nu știu cum îi cheamă pe unii dintre lumea lor, am uitat numele. E așa, frate Sădel. Dar când împletim și vizualul cu auzul, puterea de înregistrare, de memorare, este diferită. Omul acesta spune Sfânta Scriptură, citea cu glas tare. Iată pe Dumnezeu la lucru, în spatele tuturor acțiunilor noastre, este mâna cea bună și nevăzută a lui Dumnezeu, care lucrează slăvită pe Domnul în vecii vecilor. Mâna cea bună și nevăzută a lui Dumnezeu. În fața acestei mâini binecuvântate a lui Dumnezeu suntem astăzi aici. Sunteți dumneavoastră candidați pentru botez. Suntem noi, frați și surori, slăviți să fie numele Domnului. Dacă ne-am oprit și dacă n-am fi opriți de limita de timp și să vă lăsăm pe dumneavoastră să predicați și să spuneți experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Noi am depășit pe cei din vremea lui Nehemia și tot n-am terminat. Nu-i așa că avem multe lucruri de spus? Nu-i așa că știm multe din experiențele și trăirile noastre cu El, cu Dumnezeu? Pentru că Duhul Domnului îl răpește pe Filip și spune, du-te și ajunge carul acesta. Frați și surori, onoarea care ne fac oamenii din lumea aceasta este departe de onoarea pe care ne-o face Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui! Amin. Ioan merge până acolo și zice, fraților, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când vine El, vom fi ca și El. Pentru că vom vedea față în față pe Domnul Iisus Hristos. Vom fi ca și El. Asta este onoarea la care Dumnezeu ne cheamă. Asta este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Pentru cei ce se tem de El și de numele Lui. Și fiind că ajunge carul acesta, am vrut să spun că a avut mare onoare
Filip. Să credice în eternitate. Dumneavoastră, dacă ați avea ocazia să vă întâlniți cu maiorul din Montreal, ce ați spune după ce ați dat mâna cu dumneavoastră? Gândiți-vă la asta. Filip îl salută pe etiopian și îl întreabă. Au zis cum l-a salutat. Înțelegi tu ce citești? Înțelegi tu ce citești? Vrea și sora în Sfânta Scriptură. Profetul Isaia spune în vechime. Căutați în cartea Domnului și citiți. Înțelegi tu ce citești? Acum, hai să ne gândim la noi. Dacă cineva ne pune întrebarea asta. Doamne, păzește, pe cum să nu înțeleg eu? Că noi suntem mândri și frumoși de noi. Și înțelegem tot și știem tot. Asta era demnitar și nu i-a fost rușine să spună. Cum aș putea să înțeleg dacă nu m-ar dărmăci cineva, dacă nu mi-ar explica cineva? Și a început Filip de la cuvântul acesta din Scriptură și a vorbit despre business-ul lor. Și a vorbit Filip despre relațiile. Și a vorbit Filip despre ce face surat. I-a vorbit Filip despre o persoană care i-a captivat în totul viața. Despre o persoană pentru care a fost gata să se ducă până la moarte. I-a vorbit despre Iisus Hristos. Dragi și surori, același lucru dorim în ziua de astăzi. Că numele Domnului Iisus Hristos să fie propovăduit între noi. Amin. Că numele Domnului să fie auzit. Că numele Domnului să se vestească cu autoritate și putere. Amin. Ziua 50 iunie. Petru nu mai predicase. Pe mine cheamă Iosif Frâng. De câte ori n-am mai predicat și aici la dumneavoastră. Câte greșeli n-am făcut. Petru la prima predică. Ce greșeli a făcut Petru la prima predică? El este un predicator desăvârșit. Duhul Sfânt era cu el, peste el. Pentru că Petru a avut curajul. La Petru se va bine curaj, da. La cel care s-a legodat de Hristos și a spus, nu cunosc pe omul acesta. Chiar cu jurământ. Omul acesta a vorbit de curaj. Pentru că ziua 55, Petru a spus, voi ați dat la moarte pe Domnul vieții, dar Dumnezeu i-a deslegat legăturile morții. Era cu neputință să fie ținut de moarte. Și acum, odată ce s-a înălțat, a turnat ce vedeți și auziți, Duhul Sfânt. Și când a auzit de această predică magnifică, această predică specială, deosebită. Prima predică a apostolului lui Ferici. O predică de curaj, de îndrăzneală. O predică care cânta persoana Domnului Iisus Hristos în centrul ei. Toți cei care au auzit predica asta s-au dus la Petru și au spus, fraților, ce să facem? Au fost străpuși în inimă. Biserica secolului 21 are nevoie de predicatori care duc cuvântul Domnului, care străpunge inima. Doamne, ne rugăm pentru astfel de predicatori. Ne rugăm pentru astfel de mesageri. Dragi și surori, asta este misiunea mea și misiunea dumneavoastră. Să ne rugăm pentru ei. Sunt printre noi. Pentru că eram printre ei. Și toți au știut. Că au aflat că Petru s-a repărat. Dar Dumnezeu este gata ca mâna lui cea bună și nevăzută să închidă peste noi să ne dea această posibilitate, acest har, această ridicare. Nu se spune ceva despre numele Lui. Doamne ajută-ne! Doamne binecuvintează-ne! Doamne autorizează-ne să trâmbițăm cuvântul Tău, cuvântul Evangheliei! Cu atâta de ridicare, cu atâta lepădare de sine, încât ascultătorii noștri să fie aici străpunși în timp.
oamenilor Etiopia, dacă este să vorbim despre el, din ce spune Sfânta Scriptură? Ne place să numim că era ministru finanțelor împărătesei Candace a etiopienilor. Mai mare misterilor. Era un om cu o poziție deosebită. S-a dus la Ierusalim și a luat ca suvenir o carte din. Noi ce luăm, ce ducem cu noi sau în altul, ce alegem, ce ducem cu noi, ce putem mai departe cu noi. L-a ajuns Filip și Filip i-a predicat și cred că ziua 55. Predica începe de la două persoane. Unul care are ceva de spus și celălalt care ascultă. Și când se întâmplă finalul ăsta, trebuie să schimbe poziția. Cel ce a auzit trebuie să facă pe predicatorul. Așa s-a întâmplat exact, așa s-a întâmplat în diligența asta. Uitați-vă! Filip predică pe Domnul Hristos. Omul acesta, străpuns în inimă, deodată își deschide gura și spune, predica lui este simplă. Uite apă! Ce mă împiedică ca să fiu botezat? Și Filip îi spune, dacă crezi din toată inima ta, da? Orice cuvânt din Sfânta Scriptură este foarte important. Dumnezeu face risipă de cuvinte. Sfânta Scriptură spune că niciun cuvânt venit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, adică toate cuvintele lui Dumnezeu sunt pline de putere, slăvită fie numele Domnului. Și eu am zis, a zis ce predică. Asta da, predică. A zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare predică. Atunci când noi ținem predica aceasta, ne hotărâm să intrăm în apa botezului. Ne hotărâm și ne dedicăm ca să alegem o filă nouă în istoria vieții noastre. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Sfânta Scriptură nu ne spune că a fost mai mult de un ascultător. Poate că demnitarul o fi avut. Asta e mai greu pentru copiii dumneavoastră care s-au născut aici pe meleagurile canadiene și au avut birjan la Biblia lui. Rog să-mi spuneți acasă cine este ala. Dar au constituit loc de rugăciune, de închinare, de părtășie din numai cele două persoane. Familul etiopian și fiul. Doi bifure. Famenul și fiul. Uite apă, ce mă piedică ca să fiu botezat? Frați și surori, am putea să ținem predici, iar să ne rugăm cu timpul și să vedem piedici în calea botezului. Singura piedică în calea botezului este atunci când nu am ajuns la înălțimea aceasta să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Ce credeți dumneavoastră? Famenul era un religios sau nu? Un pescar, când se duce într-un oraș necunoscut, vizitează pentru prima dată, întreabă de storurile de vânătoare și pescuit. Un cititor de cărți întreabă de, nu să fii foarte atent, să nu zic, să zic că unde se vând cărțile, bookstore, da? Că în România librărie înseamnă altceva și aici cărțile se vând la librărie, așa? Cei ce iubesc moda și le place să se îmbrace elegant, tu știți că nu este păcat să te îmbrace elegant, dar e săracul pe care îl cunoști, are haină, ai înțeles? Nu este păcat să te îmbraci elegant, dacă săracul pe care îl cunoști are haină. Face risipă însă dacă te îmbraci, chiar modest,
gândești dumneata, dacă săracul decât de lângă dumneata e, n-are ce. M-ai înțeles? Frați și surori, este nevoie ca să călcăm pe urmele înaintașilor noștri și să avem botezuri, așa cum au avut ei. Botezuri pe paginile Sfintelor Scripturi vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva referințe din Sfânta Scriptură, începând din Cartea Faptele Apostolilor, chiar pasajul acesta care l-am menționat într-un fel, din Predica lui Petru. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, citim în jos. După ce au auzit aceste cuvinte, ce cuvinte, frate și surori? Că stau la volanul unui Mercedes? Ce cuvinte? Că am vilă cu trei nivele? Ce cuvinte? Au auzit cuvintele de Iisus Hristos. Domnul vieții a fost dat la moarte, dar Dumnezeu l-a înviat, să fie numele Lui. Și s-a înălțat la cer. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas stăpuni și în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și nu e botezarea, băgăm de seamă. Nu e botezarea dacă ne botezăm, pentru că tata și mama se botează. Nu este boteza acela care ne botezăm, că am pus ochii pe o fată și merge la biserică și vreau să mă însor cu ea. O istorie, am să vă spun altă dată. Un tânăr care a prins musca în tandemul acesta. Botezul trebuie să vină în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În Samaria, frați și surori, predicatorul din această zi este fiul. Ia uitați! Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12. Dar când au crezut pe Filip, care vine? Predicatorul nostru din dimineața asta. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați. Atât bărbați, cât și femei. Când au fost botezați cei din Samaria, după ce cuvântul lui Dumnezeu le-a fost predicat. Fiți binecuvântați de Domnul, pentru că sunteți miluitori în ziua de astăzi, pentru că ați cedat în fața cuvântului lui Dumnezeu. Se spune că a fost un împărat. Numele lui este Napoleon. Și când a fost exilat pe Sfânta Elena, când și-a văzut sfârșitul vieții, a spus: eu m-am luptat, dar tu ai biruit Galileene. Iisus Hristos este marele biruitor. Amen. Și când îl primim pe El, când îl acceptăm pe El, nu suntem gunoiul lumii acesteia. Când îl acceptăm pe El, suntem regi, suntem fii de împărați, suntem copiii lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți biruitori. Pentru că l-ați acceptat pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Și acceptarea Lui stă și cuvântul s-a făcut har, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Pentru că El a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, și spune Ioan, motivează, explică pentru noi ce însemnează să primești pe Domnul Iisus Hristos.
Al primit pe Domnul Iisus Hristos în semnează a crede în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Haideți să citim și în capitolul 16. Noi venim, cei mai mulți am fost impresionat în dimineața asta să cunosc fiul casei noastre de noaptea trecută. Domnul se binecuvinteze. Când am stat de vorbă cu el, vorbea fluent, perfect românește. Țineți cont că vă spune un profesor lucrul acesta. L-am apreciat și foarte frumos că învățați copiii dumneavoastră să vorbească și românește. Tatăl meu a fost țăran și a zis, cine știe o limbă, asta s-a schimbat, că astăzi, dacă trebuie cineva câte limbi străini cunoaște și zice că una singură, noi știm că este american. Tatăl meu spunea, cine știe o limbă este om, cine știe două limbi este de două ori om. Limba română este o limbă foarte frumoasă. Nu pentru asta am venit la dumneavoastră. Noi venim din Europa și primul rog al Europei pentru Evanghelie a fost comercianta. Nu trebuie să vă nereliciți și cu comerțul. Nu este ceva păcătos. După cum poate să fie foarte păcătos, cel mai sfânt ceartă, există așa ceva, care și-l imaginează cineva, tu poți să-l închini, dacă nu te temi de Dumnezeu. Lidia. Poate să te aici surori, cu numele ăsta, Lidia. Faptele Apostolului, capitolul 16, versetul 14. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Ce asculta? Pe Pavel și pe Sila, predicând pe Domnul Iisus Hristos. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cel ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și mai la sfârșitul acestui capitol, Sfânta Scriptură ne spune că acești predicatori, să nu fiți invidioși pe predicatori. Numai ei știu câteodată unde trebuie să doarmă, ce trebuie să mănânce, și numai ei știu unii ce datorii au. Uitați repede asta. Pavel și Sila au predicat având o revelație divină. Când un bărbat din Macedonia a zis, vino și ajută-ne! Tocmai s-a trezit în urma slujirilor din Filip în temniță. Știți ce s-a întâmplat acolo? Ultima dată când am fost la dumneavoastră, exact asta am predicat. Citim finalul. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este lucrarea Evangheliei. Aceasta este lucrarea botezului. Aceasta este ceea, botezul, ce trebuie să aibă loc în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Auzirea Cuvântului lui Dumnezeu poate să aibă două rezultate pentru noi. N-am predicat până în ziua de astăzi și nici astăzi nu vreau ca să-mi schimb scopul predicării mele pentru mesajul. Cine ascultă Evanghelia și nu se pocăiește, va ajunge departe de Dumnezeu. În iazul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii Domnului. Am predicat și vreau să predic Evanghelia sub mesajul acesta. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și să-l va păteza, va fi mai bine. Îți vine contați de Domnul. Evanghelia, ați acceptat Evanghelia, ați cântit Evanghelia și astăzi, în mod public, veți mărturisi aici credința voastră în Evanghelie, atașamentul vostru față de Evanghelie. Temnicerul acesta a fost botezat după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim în capitolul 18, un cuvânt foarte interesant. Versetul 8.
Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 8. Dar Crist, este un nume, Crist. Dacă vezi, nu am putut zi numele Crist. Crist. O singură de diferență. Dar Crist, cine era asta? Fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu putem să avem o altă evanghelie, nu putem să avem o altă învățătură decât învățătura că botezul trebuie să urmeze propovăduirea, predicarea și acceptarea evangheliei de cei care nu cunosc pe Domnul, de cei care nu au făcut un legământ cu Domnul. În capitolul 19, Pavel se întâlnește, aici este acum o problemă, da, mai este puțin timp, să-l lămurim. Apostolul Pavel spune că este o credință, un domn, un botez. Mare lucru. Credința, botezul și un domn. Și sunt unice. Deci, unicate. Un, o credință, un domn și un botez. Am să citesc referința biblică care revenind-o și care am deschis Biblia deja în dreptul ei. Și o să vedeți o altă vorbire și despre un alt botez. Pavel se întâlnește cu 12 bărbați în Efes. Uitați cum i-a salutat. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce-ați zice dumneavoastră dacă eu și cu fratele Ilie și fratele Iuluță, care este aici, pe care îl cunosc, o fi și alții, când am fi dat mâna pe dumneavoastră de dimineață să vă întrebăm, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Ați întrebat, ce-o fi cu frații ăștia? Și totuși, Pavel, au zis cum îi salută, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit pe care a fost dat un Duh Sfânt. Atenție, dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis chiar Pavel și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Predicatorul acesta mare, de pe malurile râului Iordan, el a implementat, a așezat un botez. Și acest botez se numește botezul pocăinței. Botezul pocăinței. Numai că acest botez nu este totuna cu ceea ce apostolii au, ce Pavel a făcut aici chiar în Efes. Deci a fost botezat în numele lui Iisus. O lămurire. Așa. Sunt prezentați. Cele mai multe cazuri, de pe paginile Sfintelor Scripturi, sunt persoane care au fost botezați cu botezul pocăinței. De aceea, atenție, aș vrea să mă audă orice ureche ce afirm acum, aceștia, când s-au întors cu adevărat la Dumnezeu, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos, că aveau botezul pocăinței. O credință, un domn, un botez. Botezul are trei dimensiuni, după cum mașina pe care dumneavoastră a venit are patru roți. Și dacă este Rolls-Royce și una din roți este flat air, nu poți să fii clar la biserica. Și nu te poți folosi de aia, pentru că nu e pare. Da? Și totuși este o mașină, dar are patru roți. Da? Botezul este unul singur, are trei dimensiuni. Este botezul în apă, pe care îl oficiază păstorii noștri, lucrătorii din biserică. Dumneavoastră, astăzi, ați acceptat prima dimensiune a botezului. Botezul în apă. Doi! Ne ducem iar la predicatorul de la Marea, de la Marea lui Iordan. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Nu sunt vrednic să dezlepure au încălțămintelor. El, Iisus Hristos, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Alte două dimensiuni. Duhul Sfânt este o altă dimensiune a botezului și focul este o altă dimensiune. Doamne, a zis soția lui Zebedeu, fără unul din ucenicii tăi, care sunt Ioan și Iacob, vine, unul să stea la dreapta și unul să stea la stânga.
Deci nu știți ce cereți. Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu și să aveți paharul care am să-l beau eu? Și eu am spus da. Și Domnul Hristos a spus da. O să puteți fi botezați cu botezul meu și cu să aveți paharul meu. Dar asta la dreapta și la stânga mea, aceasta ține de Tatăl. Aparține lui Dumnezeu. Botezul are aceste trei dimensiuni. Botezul prin apă, fiți binecuvântați cu ziua de astăzi, v-ați hotărât și ați ales să faceți botezul în apă. Apoi este botezul cu Duhul Sfânt, o altă dimensiune, și este botezul cu focul. Domnul Hristos a fost botezat și timp de 40 de zile. După ce a fost botezat în apă, de Ioan, botezătorul. Cu Duhul Sfânt. Am văzut Duhul Sfânt pogorându-se peste el și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt. Când a ieșit din apă, și acum a început botezul cu foc. Ispite, încercările. Să fiți stari din ziua de astăzi. Botezul în apă are o singură ediție. Astăzi, pentru dumneavoastră. Botezul cu Duhul Sfânt are o dată de început și apoi spune Sfânta Scriptură reumplerea cu Duhul Sfânt. Apostolii s-au rugat și locul în care s-au rugat s-au întremurat și toți au fost plini de Duhul Sfânt. Iar botezul cu foc poate să fie chiar în ziua botezului în apă. S-ar putea să se întâmple ceva astăzi. S-ar putea să vă jignească cineva. Nu uitați, că și asta face parte din botez. Fiți tari, fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă bate în darul lui de biruință. Amin. Amin.